Lucrările capitale de renovare la secția chirurgie 1 a Spitalului Județean Constanța au durat un an și au costat aproximativ 10 milioane de lei. Se încheie o etapă foarte importantă în istoria Spitalului Județean Constanța. Odată cu inaugurarea secției de chirurgie numărul 1, avem practic în Spitalul Județean ceea ce este coloana vertebrală a Spitalului Județean Constanța, și anume secția de chirurgie 1 și 2 complet reabilitate, un bloc operator nou și secția de anestezie și terapie intensivă, care este la fel complet reabilitată. Deci în momentul de față pot spune că suntem unul dintre spitalele din România care avem ca infrastructură de urgență tot ceea ce este important și necesar pentru a face față oricărei situații. Aproximativ 5,4 milioane de lei au fost asigurați de Consiliul Județean Constanța, iar suma a fost completată în urma unui proces câștigat cu Casa de Asigurări de Sănătate. Mă bucur că avem ocazia să inaugurăm încă o secție reabilitată a Spitalului Județean, cea mai importantă unitate medicală din județul Constanța. Noi, când spun noi Consiliul Județean, facem de fapt și de drept ceea ce trebuie să facă administrații republice, să se ocupe de infrastructură. Și după aceea, specialiștii, da, tehnocrații, cum se spune în ultima vreme, să le utilizeze. Secția era foarte veche, iar ultimele lucrări au fost efectuate în anul 1968, astfel că renovarea era esențială. Reparațiile au fost efectuate de la zero, începând cu instalațiile electrice și sanitare. Este un pas important și pentru noi, dar în special pentru pacient, care condițiile hoteliere sunt cu mult peste ce am avut până acum, deci să uităm de acele imagini urâte și vechi și cu iz de mult. Reabilitarea, care a început în 2004, da, face pași mici, dar prezenți, astfel încât astăzi s-a mai dat în folosință încă o secție, o jumătate de etaj, sectoarele 3 și 4 de la etajul 5, adică o secție de chirurgie. Echipamentul este de ultimă generație și cuprinde aparate pentru funcții vitale, electrocardiografie, analizoare pentru gaze de sânge și saltele împotriva leziunilor provocate la nivelul pielii, în cazul celor care stau internați perioade îndelungate. Pe secția de chirurgie a Spitalului Județean Constanța ajung cazuri din toată Dobrogea.